Create de noul coronavirus, capătă noi dimensiuni. La Iași, două persoane s-au luat la bătaie într-un mijloc de transport în comun pentru că una dintre pasagere nu purta mască de protecție. Pe imaginile surprinse de un alt călător se vede însă că nici bărbatul care i-a făcut observație femeii înainte de a ajunge la altercația fizică nu purta masca adecvat, ci sub nas. Femeia a fost cea care a lovit mai întâi, deranjată de remarcile bărbatului, iar acesta a ripostat violent la rândul său. Cei doi vor trebui acum să dea explicații polițiștilor pentru situația creată. Având în vedere imaginea aparținând spațiul public, realizată într-un autobuz care s-ar fi deplasat pe raza municipiului Iași, precizăm faptul că ne-am autosesizat și efectuăm verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, urmând ca în funcție de cele constatate să fie dispuse măsuri legale.